Câmpina prinde încet culoare, angajații SRI din cadrul primăriei au început deja în frumusețarea orașului. În această perioadă, în spațiile verzi, vor predomina panselusele și florile Belis. Noi am început de la începutul lunii martie, dată cu venirea primăverii, cu data de 1 martie, și va continua să înfrumusețăm orașul. Care sunt zonele care vor fi înfrumusețate? Păi, pornind de la complexul PECO până sus la Fibec și stânga și dreapta, plus instituțiile primăriei, grădinițe, școli. Imediat ce primele flori plantate se vor usca, în oraș vor înflori alte sortimente. Să avem plantate și buldelalele, zambile și narcise. O gamă foarte mare de culori, după cum se vede. De la alb, roșu, galben, avem o gamă mare de culori. În acest moment au fost plantați peste 10.000 de bulbi de flori.